Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal, așa cum ați realizat din titlu, încercăm o reeditare a unei teme mai vechi, numai că atunci acțiunea se petrecea iarna, acum se petrece vara, suntem în luna iunie și vom vedea împreună cât consumă un autoturism hibrid cu ceva kilometri. Cu câți? Hai să vedem împreună. În acest moment, mașina are 193.201 și pentru cei care nu au cunoștință de traseul cu ghilimele de rigoare al mașinii, aceasta a beneficiat de o regenerare a bateriei efectuată aproape acum 2 ani, respectiv în 2021, în luna septembrie, și mulțumiri lui Ștefan Tiron pe această cale. Și a fost achiziționată de mine din Germania la 140 și ceva de mii, 142, 144, nu mai țin minte cu exactitate. Deci sunt aproape 50 de mii parcurși în România în 2 ani. Cum încercăm să vedem acest consum realizat? Păi vom face plinul, cu toate că mașina are rezervorul 3 sferturi plin, dar îl vom face. Și vom încerca la aceeași pompă să reumplem. Dar încă o informație: pe ultimii 225 de kilometri mașina are un consum de 5% și pe ultimii 26.000 are 5,3, cu o viteză medie de 30 de km la oră. Readuc aminte că mașina face circa 50 de kilometri în fiecare zi a săptămânii minim, de acasă la servici. Să mergem să facem plinul. Am alimentat 12,4 litri și am pus Nano 98 Socar, căci de aici am alimentat. Ia să vedem. Să resetăm datele, respectiv. Deci 193-204 km. Să resetăm trip A. Perfect. Și să vedem, autonomia se va recalcula imediat ce ne punem în mișcare. Ceea ce se întâmplă chiar acum: pornim inițial cu o deplasare până în sudul Bucureștiului și apoi către județul Covasna și înapoi. Ce am omis să precizez este că acest test de consum va avea loc în condiții normale. Și ce înțeleg prin condiții normale? Însemnând că la ducere mașina va avea 3 ocupanți, 3 persoane adulte, cu bagaje, respectiv 2 trolere, iar la întoarcere doar un singur ocupant, eu. Ar fi fost culmea să se întoarcă fără nicio persoană. Atunci ar fi avut cel mai bun consum de combustibil. Oricum, pe primii 42 de kilometri, consumul înregistrat este de 4,1. Include, după cum vedeți, și traseu urban, dar am venit pe centura Bucureștiului și încă nu am ajuns la punctul de plecare către județul Covasna. Să vedem ce consum înregistrăm în continuare. Și am instalat și OBD-ul și vom avea și date mai multe, să spunem așa. Să ne continuăm drumul. Și am pornit la drum și pentru o cât mai bună, să zicem, exactitate a datelor colectate, l-am dus, vom merge pe drumul pe DN1, pe drumul european, și la întoarcere ne vom întoarce pe autostradă, astfel încât vom acoperi toate sectoarele de drum existente în România. Momentan autonomia ne arată cifra 663. Să vedem cu ce consum ajungem.
autonomia rămasă este de 422 de kilometri. Am parcurs 284,7, 285 de kilometri cu un consum mediu de 4,5, iar viteza medie a fost de 56 de kilometri la oră. Iar informațiile din aplicație nu ne pot ajuta pentru că nu am mers, a trebuit să mă opresc acum o oră și un sfert în predeal și nu a contabilizat toate informațiile cumulate, dar o voi face acum la plecare. Și trebuie să precizez, consumul se realizează cu anvelopele 215-45 R17 Michelin Primacy 3. Există un clip pe canal în care am povestit istoria lor, cum am intrat în posesia lor plătind un preț extraordinar de bun pe toate patru. Săptămâna 34-2019, acesta este deja al doilea an în care se află pe mașină și să mai prezint ceva. Și avem aici setup, vehicle, întreținere și am făcut deja 7500 de kilometri. Mai sunt disponibil, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, încă 7475 sau până în decembrie să fac revizia, dar o voi face la 10.000 de kilometri și vă sfătuiesc și pe voi la 10.000. Acest semn îmi arată că trebuia înlocuit lichidul de frână în luna ianuarie, o voi face acum la momentul în care voi înlocui și uleiul și filtrul de ulei. Antigelul au mai rămas 66.218 și uleiul la cutie 114-116, deci l-am schimbat acum 35.000 de kilometri, iar plăcuțele de frână doar ce le-am înlocuit. Ei zic că 50.000 țin, vom vedea dacă într-adevăr vor dura atât. Să ne punem în mișcare, să vedem consumul final, dar până atunci revenim la meniu și să punem distanța, să vedem cât avem de parcurs. 3 ore 40, 4 ore, 232 de kilometri și să pornim și aplicația. S-a conectat. Inițializare reușită și ne întoarcem la Waze. Să vedem ce consum înregistrăm la final, că de fapt acesta este scopul clipului. Și nu scap de ploaie nici la întoarcere, deși mai în față e posibil să se oprească. Așa cum deja ați observat și cum am spus și la început, la dus am mers pe DN1. La întoarcere, priviți, suntem pe A3. Și la întoarcere, iarăși, așa cum ați observat, am venit pe cheia. Adică această distanță București-Covasna am parcurs-o pe cele două trasee posibile, înglobând toate tipurile de drumuri, și autostradă, și drumuri europene, și drumuri naționale, și la un moment dat cred că au fost și județene.
În momentul de față plouă cum plouă de când am plecat. Și mai am vreo 23 de kilometri. Rezervorul este la jumătate. În curând va scade sub 1x2, iar autonomia indicată este de 279. Dar nu mai avem mult și vom afla de zonă vântul împreună. Ne apropiem de punctul final al acestui test, respectiv pompa numărul 4 a stației de benzină, căci vom realimenta tot de la stația de la care am alimentat la plecare. Și până în acest moment am parcurs 540 de kilometri, chiar puțin peste. Consumul înregistrat de computerul de bord al mașinii este de 4,4, viteza medie de 55 de kilometri la oră, iar autonomia rămasă de 244. Acum vom alimenta în două rânduri. De ce? Pentru că e o promoție la care se pare că m-am calificat, respectiv voi primi 10 litri gratis. Hip hip urei. Și o să fie două bonuri. Al doilea, bineînțeles, va fi plătit. Dar ce să facem? Întrucât e stația și aproape și are și un combustibil bun, sunt oarecum fidelizat pentru această perioadă. Și suficient cu vorba, să vedem cifrele, ca să fim mai plastici. Vom alimenta acum. Am alimentat 10 litri, promoția gratuit, și încă 14,5, deci 24 de litri. Și vom introduce datele în aplicația utilizată. Dar prima oară să vedem ce înseamnă 24,5 litri la 542 de kilometri. Și resetăm, 4,4 era consumul. Băgăm datele și revenim imediat. Și datele sunt așa: 24,5 litri, valoarea 166 de lei, distanța parcursă 542 și consumul 4,5. Iar pe bord computerul arăta 4,4. Acesta este finalul testului. Sper că v-ați edificat cu privire la consumul unui autoturism produs în 2009 cu 193.000 de kilometri la bord. Să mai arătăm o dată. Și acestea sunt distanțele parcurse între plinuri: 676, 659, 228, 542 și cam atât. Aștept comentariile voastre. Dacă acest consum vi se pare mare sau mic, și ce considerați că ar fi mai bun pentru o navetă periurbană, dar motivat pentru fiecare tip de motorizare. Fie benzină, fie benzină plus GPL, fie hibrid, fie diesel. O zi bună și pe sâmbăta viitoare!